Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta acest vlog, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Baltazar sosește luni, carte cu numărul 4 din seria Nebel de Constantin Teodor. Întâi de toate, vreau să vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături. Vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi siguri că veți fi notificați de fiecare dată când postez o nouă audiție, eventual un like dacă v-a plăcut, un share și, bineînțeles, să-mi lăsați un comentariu, deoarece îmi face mare plăcere să citesc comentariile dumneavoastră. Acestea fiind spuse, să începem. Partea 1. Capitolul 1. Și totuși, spionul a trecut. Era a doua noapte de când pichetele fusese alarmate, a doua noapte de când trăia un sentiment ciudat de neliniște, dar și de puțină teamă, că s-ar putea să aibă ghinion, iar infractorul, în ciuda măsurilor sporite de pază pe care le luase, să treacă totuși prin raionul de pază al pichetului pe care îl comanda. Da, numai în caz de mare ghinion s-ar putea întâmpla așa ceva și astfel să se facă de rușine, tocmai acum când se împlineau 10 ani de când comanda același pichet, cam afurisit pichet, fiindcă era cel mai izolat și fiindcă natura parcă din adins statornicise tocmai aici, patria vânturilor, a tuturor vânturilor, și ale celor bune vara și ale celor rele, rele ca dulăii sălbăticiți iarna. Cu alte cuvinte, locul unde vântul nu se astâmpăra în niciun anotimp al anului. Sau, dacă vreodată se întâmpla și asemenea minune, doar pentru câteva minute și era noapte, grănicerii lui, oricât de trudiți erau, se trezeau din somn din cauza liniștii ce se înstăpânea brusc, liniște nefirească, de parcă până și clădirea pichetului, căpătând dintr-o dată viață omenească, viață grănicerească, se concentra la rândul ei, ascuțindu-și auzul, să surprindă pașii vreunui infractor ce se apropiase pe nesimțite, cu intenția de a trece fraudulos frontiera. Trecuse de miezul nopții. La pichet nu mai rămăseseră în afară de el comandantul decât oamenii ce urmau a pleca la ore diferite în misiune. Acum dormeau cu toții trudiți, nu atât din cauza oboselii, ci a așteptării care se prelungise atâta, două nopți consecutive. Încordarea neliniștită listovise numai puțin și pe el și, în mod normal, acum ar fi trebuit să-și fie acordat câteva ore de somn, dar nu izbutea să doarmă, pe de o parte din cauza încordării, pe de o alta din cauza cafelei pe care o băuse și pe care i-o trimisese în termos Ioana, nevastă sa, după ce o anunțase la telefon că nici de data aceasta nu va dormi acasă, ci la pichet. Afară, noaptea era întunecoasă. Ieșise luna, dar o învăluiseră norii care, probabil, curând aveau să se călătorească mai departe, fiindcă vântul prea bătea cu putere, chiuind în horn, asemenea crivățului iarna, deși era doar o noapte de august călduroasă, aproape ca o noapte din luna lui Cuptor. Era călduroasă noaptea, totuși capitanul Codru închisese fereastra să nu mai audă vântul, de fapt continua să-l audă, care le nerva și îl neliniștea. Categoric era o noapte ticăloasă, oarbă și zgomotoasă din cauza vântului, o noapte tare mult râvnită de cei care intenționează să tracă fraudulos frontiera. Mai ales dacă începe să plouă, ce mai, o noapte ideală pentru infractori, își spuse capitanul oftând. Telefonul sună, ridică receptorul. Porumbița? Da, Porumbița, capitanul Codru la aparat, cu cine vorbesc? Colonel Ioneașcu, sunt la Curcubeul, ce se mai aude pe la tine? Liniște, tovarășe colonel. Dacă se întâmplă ceva, sună-mă aici. Capitanul Codru depuse încet receptorul în furcă, de parcă i-ar fi fost frică să nu se spargă. Convorbirea a avut darul să-i sporească îngrijorarea. Colonelul Ionașcu era locțiitorul comandantului Marii Unități și dacă se deplasase până la un pichet noaptea, pichetul comandat de capitanul Drumaru, aceasta confirma ceea ce bănuise cu mult mai înainte, că era vorba de un caz ieșit cu totul din comun. În anii de când se afla pe frontieră, în calitate de comandant, nu pentru prima dată pichetul său era în alarmă, dar pentru prima dată se întâmpla să fie alertate absolut toate pichetele. Aceasta întărea convingerea că infractorul, respectiv spionul despre care fusese informat că va încerca să treacă eventual prin raionul său, era unul dintre cei mai periculoși. Constatarea aceasta le emoționa în și mai mare măsură.
Îl emoționa, fiindcă pichetul care va avea șansa să prindă pe spion, sigur va fi felicitat și probabil decorat, dar îl și îngrijora, fiindcă în cazul în care, în ciuda măsurilor de pază sporite, spionul izbutea să treacă dincolo, consecințele puteau fi dintre cele mai grave. Capitanul Codru avea încredere în calitățile morale ale grănicerilor săi. Încrederea aceasta nu se baza doar pe convingeri subiective, ci era rezultatul unor succese repurtate, recunoscute ca atare și de către superiorii săi, motiv pentru care era apreciat ca cel mai bun comandant de pichet. Da, avea oameni tot unul și unul, se putea bizui pe ei că nu-l vor face de rușine, totuși îngrijorat era. Și cum să nu fie, de vreme ce de data asta nu era vorba de prinderea unui infractor oarecare, ci de un spion extrem de periculos. Raionul de pază al pichetului pe care îl comanda nu se afla pe drumul obișnuit al acelora care încearcă să treacă fraudulos frontiera, deși terenul era în general deluros. Dar, în ciuda reliefului accidentat, deci tentant pentru infractori, aceștia locoleau, pe de o parte fiindcă se zvonise că era greu de trecut din cauza vigilenței grănicerilor, iar pe de alta, fiindcă tocmai datorită terenului cam sălbatic și nu prea ospitalier, prezența unui străin trezea imediat suspiciunile localnicilor care se grăbeau să anunțe pichetul. Cunoscând toate acestea, în mod normal, capitanul Codru n-ar fi trebuit să fie neliniștit. Dar, fiindcă nu era vorba de un infractor oarecare, nu izbutea să se păstreze calm. Ajungând la această concluzie, capitanul Codru și-a prins o țigară. Trăgând cu sete din ea, se întrebă de ce un spion experimentat și periculos alesese ca să fugă din țară o cale atât de anacronică, trecerea frauduloasă a frontierei. Pe de altă parte, dacă spionul era cunoscut de către contraspionaj, de ce nu fusese arestat înainte de a ajunge în zona de frontieră? Ceva nu-mi este clar în toată tevatura asta, își mărturisi vorbind aproape tare. Pe urmă, se gândi la telefonul pe care îl primise de la colonelul Ionașcu. De ce îl sunase tocmai pe el? Dar oare numai pe el îl sunase? Chemă la telefon pichetul Ciocârlia. Nu, Ciocârlia nu fusese deranjată de Ionașcu. Asta ce putea să însemne? Nimic altceva decât că Ionașcu era informat că spionul va încerca să treacă prin raionul de pază al pichetului pe care îl comanda el, Codru. Să încerce dacă îi dă mâna, își vorbi din nou tare. În general, capitanul Codru nu era superstițios, îi era însă frică de ghinion, mai precis îi era frică de întâmplare. Întâmplarea jucase în viața sa în câteva rânduri un rol nefast și din cauza aceasta prinsese frică de ea. Proverbul nu aduce anul, ci aduce ceasul și îl explica tot prin rolul pe care îl poate juca întâmplarea în viața unui om. Era o teamă irațională, recunoștea, dar nu și-o putea învinge. Și nu și-o putea învinge mai ales acum când aștepta. E drept, oamenii aflați în serviciul de pază în ceasul acela de noapte erau toți unul și unul. E drept, fuseseră avertizați. E drept, cu toții erau dorniși să-l aresteze pe spion. Totuși, întâmplarea este de obicei atât de stupidă. Și apoi era noapte, norii ascunseseră luna, vântul sufla dintr-o direcție neprielnică, dinspre vecini, spre interior, iar acela care intenționa să treacă, spionul, era un individ neobișnuit, de periculos. Bine, dar și el luase măsuri speciale. Datorită acestor măsuri, paza în raionul pichetului era în mod excepțional asigurată. Nu, în niciun caz nu avea motiv să fie îngrijorat. Totuși, întâmplarea, a furisita întâmplare. Și o clipă îi se năzări că aude pocnetul unui pistol de semnalizare. Imediat însă își dădu seama că se înșelase. Nu se auzea decât vântul care vuia ca în plină iarnă. Dar mai potolește deodată, blestematule! Și cuprins de o furie irațională, izbi cu pumnul în masa de brad care îi servea drept birou. Se rușină imediat și, oftând, se lungi pe patul de campanie. Vântul se înteți brusc și capitanul Codru, tot ascultându-l, la un moment dat a avut senzația că trainica clădire a pichetului este ridicată în aer și că, purtată pe sus, asemenea unui balon, plutește spre întinsul țării vecine. Era foarte plăcută călătoria într-un asemenea vehicul, mai plăcută decât cu avionul, fiindcă nu auzea zgomotul motoarelor, nu auzea decât vântul care fluiera ca o reptilă uriașă. Da, era plăcut, deocamdată era plăcut, dar nu avea să mai fie așa în momentul în care ciudatul vehicul, pichetul,
Va ateriza în țara vecină și grănicerii îl vor aresta, învinuindu-l de trecere frauduloasă a frontierei. Sări în picioare. O clipă, două, îl furase de bună seamă somnul. Acum, treaz, se bucura că pichetul se afla pe locul său. Era o bucurie puțin tel, cam ridicolă, dar nu se prea ținchisi, în așa măsură se speriase în vis. Telefonul sună din nou. Nimic, codrule? Nimic, tovarășe colonel. Bine, noroc. Așteptarea creștea în el ca nisipul într-o clepsidră. Poate că totuși spionul nu va încerca să treacă tocmai pe la el. Se îndreptă spre ușă hotărât. Voia să privească macheta cu relieful raionului sub unității sale spre a încerca să ghicească locul pe unde, eventual, ar putea să treacă spionul, dar când ajunse la ușă, renunță. Cunoștea pe din afară raionul. Chiar fără să închidă ochii, îl vedea într-o privire panoramică, așa cum i se întâmplase să vadă și casa și pe ai lui atunci când l-a furat Dunărea și când numai puțin a lipsit să se nece. Îl trăgea curentul la adânc, el ținea ochii deschiși fără să lusture și vedea acolo în apă, casa, ograda, fântâna cu șgheabul din care tocmai se adăpa mânzul lor roibuleț. Înghițea mereu apă, știa că are să moară, dar nu se zbătea, nu-i venea în minte, fiindcă nu înceta să se mire cum de era posibil să vadă sub apă, într-o singură imagine panoramică, și casa, și fântâna, și mânzul, și pe-ai lui, și pe domnul Tase, brutarul, și ulița mare a satului pe care tocmai trecea, șchiopătând, nenea Gurău Vătășelul. Da, pe toate le vedea dintr-o dată și, privindu-le cu uimire și duioșie, simțea cum îi dau lacrimile de părere de rău, că le vedea pentru ultima oară, fiindcă acuși și acuși se va înneca. Nu se înnecase. Cineva îl salvase, un pescar, parcă moș din mofte. Întocmai ca atunci vedea acum parcă aievea raionul de pază al pichetului. Nu, infractorul nu va putea trece. Toate căile de acces spre fâșia fuseseră blocate prin posturi de observare abil mascate. Prin oricare din aceste căi ar încerca, sigur că avea să fie prins. Iar prin alte locuri mai puțin accesibile, spionul putea trece numai dacă era de prin partea locului și cunoștea văile și viroagele, cu alte cuvinte, contorsionata configurația terenului. O asemenea ipoteză era însă exclusă. Dar cine îi putea garanta că spionul nu se afla de mai multe zile în zona de frontieră și că nu trecuse din adins până acum ca să studieze în prealabil terenul și să se familiarizeze cu itinerarele patrulelor grănicerești? Imposibil, da. Era imposibil ca spionul să se afle în raionul de pază al pichetului fără ca oamenii săi să nu-l fi dibuit până acum. Dar, chiar dacă, prin absurd, așa stăteau lucrurile, spionul tot n-a putut să-și dea seama cum anume era organizată paza raionului. Zilnic schimbase itinerarele patrulelor, locurile de pază ale posturilor fixe. Nu trebuie să-mi fac griji, își spuse. Am luat toate măsurile posibile ca să închid direcțiile ce ar putea favoriza deplasarea infractorului spre fâșie. Dacă va încerca pe la mine, sigur că îl vom prinde. Nu va scăpa el lui detunatul. Detunatul, cel mai dibaci, dar și cel mai norocos dintre grănicerii pe care îi avea în subordine. Pe cei mai mulți infractori, detunatul îi prinsese. Ce mai buldog și detunatul ăsta! Își aminti ce impresie proastă îi făcuse detunatul atunci când îl trimisese compania. Un păsării lămoleu și cam adormit. Privirea inexpresivă a unor ochi de culoare, poate gri, un nas enorm, bărbie proeminentă, buze subțiri care păreau și mai subțiri din cauza bărbiei ca de vrăjitoare. Gât lung, ridicol de lung, parcă de caricatură. Picioare încălțate cu bocanci, probabil cel mai mare număr aflat în magazia de efecte a regimentului. Impresia aceasta și-o făcuse despre detunatul în ziua în care îi fusese trimis la pichet. Dar impresia defavorabilă a fost întrucâtva atenuată când l-a auzit vorbind. Avea o voce caldă, plăcută, baritonală. Ascultându-l, își spuse că detunatul avea o voce foarte potrivită de crainic de radio. Poate că de aceea primele cuvinte pe care i le-a adresat au fost acestea. Câte clase ai, detunatul? 8, tovarășe capitan. Admiterea, de ce n-ai dat-o? Am dat-o, dar m-au picat. Se mai întâmplă. N-a fost nicio întâmplare, tovarășe capitan. N-am fost pregătit mai deloc. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți vâră în traistă, spune proverbul. Eu m-am prezentat cu traista goală, sperând că cei din comisie îmi vor face hatărul să-mi o umple. M-am înșelat. Sinceritatea ostașului îi merse la inimă și făcu eforturi să se libereze de impresia neplăcută pe care i-o strecurase în suflet fizicul deloc agreabil al lui detunatul. În zilele următoare, detunatul deveni bobocul cu probleme.
De fapt, o singură problemă și nu prea importantă dacă ținea seama că se întâmplase ca și alți boboci să fie frământați de ea. A luat cunoștință de problema lui detunatul în ziua în care acesta, pentru prima dată, a trebuit să plece singur în serviciu. Îmi permite să raportez, tovarășe capitan. Mi-este frică să plec singur în misiune. Dar celorlalți cum de nu-l e frică detunatul? Brava lor, mie însă mi-e frică. Ziua mă duc și până la capătul pământului. Dar acum, noaptea, zău, tovarășe capitan, că mi-e tare, tare frică. Dacă am înțeles bine, ți-e frică de întuneric, precum copiilor de tunatul, felicitările mele. Așa grănicer, mai zic și eu. Îl ironiză, neputându-și închiba iritarea. Pe urmă, regretând cu bunăvoință. Să știi, am mai avut asemenea cazuri. Până la urmă, băieții s-au obișnuit cu serviciul de noapte. Sunt sigur că și tu te vei obișnui. Acelora nu li s-a întâmplat ceea ce mi s-a întâmplat mie. Și mă rog ție, ce ți s-a întâmplat? Am să vă spun eu, altă dată, dacă aud ei. Și nu mai continuă stânjenit. Înțeleg, ceva personal. Nu de asta, tovarășe capitan, dar dacă vă spun acum, s-ar putea să li se facă și lor frică. Și arătă către grănicerii care se aflau de față. Bine, atunci ai să-mi povestești altă dată, la noapte însă să știi, mergem împreună în misiune. Au plecat noaptea. L-a lăsat pe detunatul să meargă înainte, urmându-l de la distanță, de la o distanță care, puțin câte puțin, s-a mărit încât la un moment dat, detunatul, ca să se încredințeze că nu fusese lăsat singur, se oprea să asculte și nu pornea mai departe decât atunci când auzea pașii capitanului, fiindcă de văzut, din cauza întunericului, în niciun caz nu-l putea vedea. Ei, a mers greu? Îl întrebă când se întoarseră la pichet. Nu prea mi-a fost frică, dar numai fiindcă vă știam pe dumneavoastră în spatele meu. Mâine noapte ai să pleci singur. Am să plec, n-am încotro. Și oftă atât de zgomotos încât oftatul păru mai curând geamăt, pe urmă cu o voce rugătoare și privindu-l cu ochii lui gri care exprimau frică, umilință, rugăminte, parcă toate la un loc. Tovarășe capitan, nu s-ar putea să mă trimiteți înapoi la companie? Să raportați că mi-e frică și să trimită pe altcineva unul care nu e pure ca mine, că de frica ticăloasă ce s-a cuibărit în mine n-am să mă vindec niciodată. Bai să te vindeci de tunatul, hai să te vindeci așa cum s-au vindecat și alții. Și într-adevăr, de tunatul s-a vindecat. Nu dintr-o dată, bineînțeles, dar după o lună, din iepure cum singur se caracterizase, devenise un grănicer de nădejde, de fapt cel mai bun dintre toți. Cel mai bun, dar și cel mai norocos, după opinia celorlalți care într-un fel îl invidiau. Parcă era un făcut. Cei mai mulți dintre infractorii care încercaseră să treacă frontiera prin raionul de pază al pichetului, de detunatul fuseseră prinși. Cât de mare fusese norocul său, o dovedea faptul că în decurs de 2 luni îi fuseseră acordate 20 de zile de permisie drept recompensă pentru reținerea unor indivizi care, încercând să fugă peste graniță, voiau de fapt să scape de răspunderea penală pentru infracțiuni comise anterior. Cred că nici de data asta norocul nu îl va ocoli, își spuse capitanul Codru, aproape convins că în cazul în care spionul va încerca să treacă, tot detunatul va fi acela care avea să-l aresteze. Telefonul sună din nou. Trebuie să fie tot Ionașcu, își spuse ridicând receptorul. Dar se înșela. Era Ioana, soția lui. Ce s-a întâmplat, Ioana? Nu s-a întâmplat nimic, dormeai cumva. Nu, mai de somn nu-mi arde mie acum. Tu de ce nu dormi? Am dormit până mai adineauri când m-am trezit din cauza visului. Ai visat urât? Ce vrei, nu putem avea totdeauna numai vise frumoase. Dimpotrivă, am avut un vis foarte frumos. Da? Și ce ai visat? Am visat că ne-am mutat cu casa la oraș. Frumos vis și în orice caz realizabil, replică el puțin mâhnit, fiindcă înțelesese unde bate Ioana. Ar fi și timpul, Marine, ar fi și timpul. Știi, Ioana, că nu depinde de mine, se strădui el să se păstreze calm. Știu, dragă, știu, te rog, nu te enerva. Dar nu mă enervez, protestă el doar din vârful buzelor, fiindcă știa că pe Ioana niciodată nu izbutea să o păcălească. Acum te las, Marine, servici ușor. Somn ușor, Ioana, puse receptorul în furcă. Iritarea însă nu-i dispăru imediat. Tocmai acum își găsise Ioana să-i facă reproșuri. Probabil că și visul fusese doar un pretext. De fapt, ea era convinsă că el nu se zbătea în suficientă măsură să obțină mutarea la oraș. În definitiv, el își făcuse stagiul pe frontieră. Era timpul să fie înlocuit de altul mai tânăr. Timp de 10 ani avusese parte numai de pichete izolate, adevărate sihăstrii. 3 ani la granița de nord, 7 la acest pichet. Locuia cu familia în sat. Sat? Oare se putea numi sat cele câteva așezări?
Cândva fusese într-adevăr sat, acum, din satul de altădată, nu mai rămăseseră în picioare decât 20 de case. Toate celelalte fuseseră dărâmate de foștilor proprietari înainte de a se muta la oraș ca să vândă celor interesați cărămizile, materialul lemnos, tabla sau olanele de pe acoperișuri. Scăpaseră nevătămate doar cele 20 de case ce mai alcătuiau așezarea omenească denumită foarte potrivit, cea 1. În urmă cu 7 ani, când s-a însurat cu Ioana, capitanul Codru ar fi protestat dacă cineva i-ar fi spus că soția sa nu este cea mai frumoasă femeie din regiune. Convingerea lui se datora în primul rând faptului că Ioana, până a nu se mărita, făcuse tot ceea ce se pricepuse ca să fie băgată în seamă de el, Codru, noul comandant al pichetului, iar în al doilea, fiindcă venea de la altă frontieră aflată în Codrii din nordul țării, unde timp de 6 luni, atâta ținea acolo iarna, rămânea izolat în munte la pichet. 3 ani fusese comandantul acelui pichet, 3 ani de serviciu greu, fiindcă raionul pichetului era format din codrii bătrâni, din scurmături, din spinări de munți și din prăpăstii. Da, de serviciu greu, mai ales din cauza lui Tony, a faimosului bandit Tony, de nenumărate ori încolțit de grăniceri și de trupe MAI, dar tot de atâtea ori izbutind să scape ca prin minune. Pe urmă, după ce Tony a fost împușcat, la puțină vreme, i s-a aprobat căpitanului cererea și a fost mutat. Când a venit să locuiască în sat, aici s-a simțit fericit. I se păruse că după 3 ani petrecuți, parcă în afara lumii, în sfârșit reintrase în ea. Acolo, la pichetul din munte, se întâmpla să treacă și luni fără să vadă, cu excepția ostașilor săi, un chip de om. În schimb, întâlnea, când executa controlul posturilor de pază, urși, mistreți, lupi, căprioare. De aceea, după ce a fost mutat și a venit să locuiască în cea 1, pe atunci locuitorii lui încă nu începuseră să-l părăsească, toți bărbații și toate femeile îi se păreau de o frumusețe neasemuită. Toate femeile, dar mai frumoasă decât toate, Ioana, fetișcana cu cosițe blonde, care în niciun caz nu se afla mereu în curte doar din întâmplare, făcându-și cine știe ce de lucru, de fiecare dată când el, comandantul, pleca la pichet sau când se înapoia de acolo. Mai târziu, după ce s-au luat, Ioana i-a mărturisit. Știi, când te vedeam trecând călare pe zamfir, ținându-te în șa drept și mândru, îmi păreai frumos ca un erou dintr-un film și tare mult îmi doream să fii bărbatul meu. Trecuseră de atunci 7 ani, trecuseră repede primii 5, mai greu ultimii 2 de când începuseră discuțiile cu Ioana. Toți pleacă, Marine. Am auzit că se mută și Drăgănescu. Da? Se mută? Unde? La Onești, l-a chemat tată său care lucrează acolo. Nu știu la ce fabrică. Așa se întâmplă dacă unul ajunge la oraș, trage după el toate neamurile. Numai noi rămânem în văgăuna asta. Nu-ți place, doar aici te-ai născut, Ioană. Și cei care au plecat tot aici s-au născut. Amintește-ți cum arăta satul când ai venit și cum arată astăzi. Da, una câte una au plecat multe familii. Dar lasă că n-au să ne apuce ani de pensie tot aici. Atât ar mai lipsi. Copila crește, trebuie dată și ea la o școală mai ca lumea. Și apoi noi suntem încă tineri. Ce? N-avem dreptul să ne trăim viața și altfel. Aici nici tu teatru, nici tu operă, nici tu cinematograf, nimic decât amărâtul ăsta de radio. Dar filmele? Ce-i drept însă, doar câteodată poposea caravana și la ei în sat. Când se întâmpla acest eveniment, Filip, responsabilul cooperativei, se urca pe un dâmb, ducea palmele la gură și începea să strige: Atențiune, atențiune! De seară, film! Îl auzea întreg satul, mai exact ceea ce mai rămăsese din satul de altădată. Capitanul Codru tresări, gândurile se călătoriseră departe. Se întâmplase ceea ce se întâmpla de altfel foarte rar prin meleagurile acelea. Pentru câteva minute, știa din experiență că nu pentru mai mult, vântul încetase brusc. Bănuia ce se petrecea dincolo în dormitorul comun. Liniștea îi trezise pe oameni din somn și acum se foiau sub pături. Și doar unii dintre ei abia dacă apucaseră să fură o oră de somn. Dar oare cât era ceasul? 2. Noaptea aproape trecuse. Dumnezeule, oare nici în noaptea aceasta nu avea să se întâmple nimic? În clipa următoare, vântul începu iarăși să sufle, iar clădirea pichetului, asemenea unei nave aeriene, să navigheze din nou prin noaptea, parcă din adins de tăciune, ca să-l favorizeze pe spion. Brusc i se făcu somn, dar fiindcă nu voia să doarmă și pentru ca somnul să se sperie și să fugă, sună Aurora. Îi răspunse capitanul Fărcășanu.
Ce se aude la tine, fărgășanule? Nimic, liniște, da, la tine? De asemenea. Atunci de ce m-ai sunat? Ca să știu cum stai. Acum chiar că stau prost, fiindcă m-ai trezit din somn. Ai putut să dormi? Se miră el. De ce nu? Fiindcă eu n-am închis un ochi. Treaba ta. În ceea ce mă privește, sunt englez. Da, ești calm și te invidiez. Apropo, m-a chemat și pe mine Ionașcu. Ascultă-mă, până la urmă va ieși apă de ploaie. Vrei să spui că spionul va trece? Vreau să spun că noi îl așteptăm aici și el o să tulească cine știe pe unde. Nu cred. De altfel au fost alarmate toate pichetele. Dacă nu crezi, atunci lasă-mă să dorm. Mi s-a făcut din nou somn. Te las, te las. Somnușor și iartă-mă că te-am deranjat. Dar în clipa în care puse receptorul în furcă, telefonul sună. Alo, cine-i? Soldatul Vulpe Ilarion. Raportez. În dreptul reperului Gălușcă am descoperit urme pe fâșie. Ce fel de urme? Proaspete, tovarășe capitan. Nu asta mă interesează, ci direcția. Înspre sau dinspre raionul de pază al pichetului nostru? Dinspre, tovarășe capitan. Mă deplasez imediat într-acolo. Trânti receptorul în furcă și murmură necăjit. Și totuși spionul a trecut. Tocmai pe la mine și-a găsit să treacă. Capitolul 2. Dispariția caporalului de Tunatu. Capitanul Codru chemă la telefon pe colonelul Ionașcu. Tovarășe colonel, sunt eu, capitanul Codru. Permiteți-mi să raportez că pe fâșie, în dreptul reperului Gălușca, o patrulă a descoperit urme, urme care duc dincolo. Sigur? Era atât de necăjit colonelul de ceea ce se întâmplase, încât mai că nu-i venea să creadă. Sigur, tovarășe colonel, mă deplasez imediat la fața locului. O să vin și eu. Apoi, nu mustrător, ci mai curând, cu amărăciune. Nu știu ce naiba au păzit în noaptea asta oamenii tăi, Codrule. Ghinion, tovarășe colonel. Dar colonelul, în orice caz, nu apucă să audă răspunsul, fiindcă în prealabil închisese. Absurd, dar totuși aceasta era singura explicație. Da, numai ghinionul făcuse ca, în ciuda măsurilor luate, spionul să treacă fără a fi prins. Nici măcar detunatul n-a izbutit să-l prindă. Da, nici măcar detunatul, în ciuda instinctului său de copoi, în ciuda norocului său care strânise de atâtea ori invidia celorlalți. Când ajunse la locul unde grănicerul Vulpe Ilarion descoperise urma, capitanul Codru era negru la față de supărare. Ei, Vulpe, ce ai stabilit? Dar soldatul nu mai apucă să răspundă. În aceeași clipă, cu o frână formidabilă, șoferul opri meseul. Din el coborâ colonelul Ionașcu. Era un bărbat înalt, negricios la față, slab, cu mișcări suple, cu uniforma impecabil croită. Avea o privire pătrunzătoare și o voce cam repezită, deși nimeni dintre cei de la Marea Unitate, unde îndeplina funcția de locțiitor al comandantului, nu ar fi putut afirma că îl văzuse vreodată pierzându-și calmul, mâniindu-se. Capitanul Codru se pregăti să-i raporteze, dar colonelul făcu un semn cu mâna, care sigur voia să însemne «Lasă acum!». Luă lanterna din mâna soldatului, o ridică deasupra capului și cercetă cu atenție fâșia. Urmele se vedeau distincte până dincolo. «Ciudat! Foarte ciudat!» murmură colonelul, parcă numai pentru sine. «Într-adevăr, ciudat!» fu de acord capitanul. Ionașcu se uită la el cu coada ochiului. «Dumitale, ce anume ți se pare ciudat?» «Spionul parcă s-ar fi plimbat pe bulevard. De obicei, infractorii străbat fâșia cu pași mari ca să lase cât mai puține urme. Ăsta însă nu s-a grăbit de fel, de parcă era sigur că nimeni nu-l va împiedica să treacă. Și apoi, ce mai lăboaie ca de Gulliver! Infractorul poartă bocanș, tovarășe colonel», observă soldatul Vulpe. «Bocanș, da, bocanș. Și asta e tare ciudat!» Pe urmă, hotărându-se brusc, «Haide-mi la pichetul tău, Codrule, urcă în mașină!» Ajunseră în 5 minute. Ionașcu se trânti într-un fotoliu și rămase câteva minute gânditor. Pe chipul lui se citea o tristețe obosită. «Codrule, ordonați, tovarășe colonel!» «Codrule, cineva a trecut prin raionul tău de pază!» Capitanul oftă și involuntar își trosni degetele. «Din păcate a trecut, tovarășe colonel! Urmele pașilor de pe fâșie nu sunt ale spionului pe care am primit ordin să-l prindem cu orice preț!» «Nu? În cazul acesta înseamnă că n-a trecut!» se bucură capitanul. «Nu știu! Vreți să spuneți că poate a trecut pe la un alt pichet?» «Nu, nu asta vreau să spun. Atunci?» «Urmele, capitane, urmele, mă obsedează. Prea dese. În așa fel numai un nebun s-ar încumeta să traverseze fâșia. Spune-mi, Codrule, există vreun nebun în satul inclus în raionul dumitale de pază?» «Nu există, îi cunosc pe toți.
Dacă nu există, atunci ce concluzie trebuie să tragem? Tovarășe colonel, am impresia că dumneavoastră faceți totuși o legătură între cel care a trecut și spionul pe care trebuia să-l prindem. Bineînțeles că fac. După părerea dumneavoastră, dacă n-ar exista o asemenea legătură, individul care a trecut nu s-ar fi plimbat peste fâșie ca vodă prin lobodă? Exact, nu s-ar fi plimbat. Vă gândiți cumva că cel care a traversat fâșia l-a purtat în cârcă pe spion? Da, aceasta ar fi o explicație. Colonelul oftă și își aprinse o țigară. Fuma, privea pe fereastră și părea că atenția lui este absorbită de vântul care iarăși se înverșunase, de parcă afară ar fi fost o noapte de iarnă cu viscol. Tovarășe colonel, ipoteza dumneavoastră nu pare probabilă. Nu? Nu. Dacă acela care a traversat fâșia a purtat în cârcă pe altcineva, urmele ar fi trebuit să fie mai distincte. Din cauza greutății, arătura ar fi acum mult mai tasată. Observația dumitale este doar în general judicioasă, nu și în cazul acesta concret, unul cu totul neobișnuit, codrule. Vă rog să mă lămuriți și pe mine. Eu nu izbutez să urmărez raționamentul dumneavoastră. Tonul era respectuos, dar în sinea sa capitanul cam fierbea. Pe de o parte, fiindcă nu era în stare să intuiască mecanismul de gândire al superiorului său, pe de alta, fiindcă avea părerea că în loc să piardă timpul cu diverse ipoteze, colonelul ar fi trebuit să acționeze în vreun fel. Nu izbutești din cauza că n-ai avut timp să studiezi ca lumea urmele de pe fâșie. N-am avut, da. Sunt totuși de 10 ani pe frontieră, tovarășe colonel, replică prompt capitanul oarecum jignit. N-ai avut timp, capitane, asta e realitatea, își susținu colonelul punctul de vedere. Și asta numai din vina mea care te-am cărat cu mine aici, la pichet. Capitanul Codru înțelese că înapoi a scuzei se ascundea reproșul. Constatarea aceasta l-irită din nou, replică prompt. Nici dumneavoastră n-ați avut timp suficient, tovarășe colonel. Bineînțeles, și fiindcă nici eu și nici dumneata n-am avut timp, fiecare dintre noi le-a citit altfel. Dumneavoastră în ce fel le-ați citit, tovarășe colonel? Colonelul îl privi trist, obosit și parcă puțin cu un aer de superioritate. Să presupunem că un infractorolog traversează fâșia folosindu-se de cârje. Ei bine, urmele lăsate de cârje ar fi mai adânci decât acele lăsate de un alt infractor, având aceeași greutate care însă ar merge călcând, să zicem, numai pe călcâie. Aceste urme la rândul lor ar fi mai adânci decât acele lăsate de un alt infractor, având aceeași greutate, dar care ar trece peste fâșie călcând normal, cu alte cuvinte, cu toată talpa piciorului. Ce vreau să spun prin aceasta? Că urma lăsată pe arătură este sub raportul tasării invers proporțională cu suprafața pe care se sprijină greutatea corpului. De acord? Da, bineînțeles. Dumneata ai obiectat că nu este posibil să fi trecut doi infractori, unul dintre ei ducând în cârcă pe celălalt, fiindcă pământul ar fi trebuit să fie ceva mai tasat. Aș fi întru totul de acord cu obiecția dumitale dacă amprentele lăsate pe fâșie ar fi ale cuiva cu picioare normale. De când mă știu, încă nu mi-a fost dat să văd un om cu asemenea lăboaie. Scuză, te rog, expresia. Dumneata poate ai mai văzut? Da, chiar aici, la pichet. Caporalul detunatul nu cred că are picioare mai mici ca ale infractorului. În cazul acesta se explică de ce ți-a scăpat amănântul de care ți-am vorbit. Va să zic că, după părerea dumneavoastră, au trecut doi infractori, unul în cârca celuilalt. O ipoteză, capitane, doar o ipoteză. Pe urmă, ca și când abia acum și-ar fi amintit. Trebuie să informez mai departe. Dumneata vezi izdeale tale. Capitanul Codru ieși. Se duse în camera unde se afla macheta cu relieful raionului sub unității. Se așeză mecanic pe un scaun și câteva minute privi absent macheta. Se simțea obosit, dintr-o dată foarte obosit. Iritarea încă nu dispăruse. Colonelul nu-i făcuse niciun fel de observație. Pe semne îl găsea în așa măsură vinovat de ceea ce se întâmplase, încât considera că simpla observație însemna prea puțin. De altfel, el însuși se considera numai puțin vinovat. Fusese avertizat că un spion periculos va încerca să treacă prin raionul său și iată că acesta trecuse. Ce putea să însemne aceasta? Că oamenii lui nu-și făcuseră datoria. Ori, dacă ei nu-și făcuseră datoria, în ultimă instanță însemna că el, comandantul lor, nu-și-o făcuse. Însemna că el nu se ocupase în măsura în care ar fi trebuit de instruirea lor. Totuși am făcut tot ceea ce se impune într-o asemenea împrejurare. În definitiv, ceea ce mi s-a întâmplat mie putea să-i se întâmple oricui. Gândul că spionul trecuse, și nu numai el, metamorfoza iritarea într-o furie neputincioasă. Pe unde naiba se strecuraseră? Închisese, sub o formă sau alta, toate drumurile ce duc spre frontieră. Ce se întâmplase oare cu oamenii lui?
Grănicerul trebuie să vadă, dar să nu fie văzut, să audă, dar să nu fie auzit, să surprindă pe infractor, fără să fie surprins de acesta. În acest sens își instruise subordonații și fusese convins că până și cei mai slabi dobândiseră aceste deprinderi specific grănicerești. Se înșelase. În loc să vadă ei pe infractori, infractorii văzuseră și se feriseră de ei. În loc să audă, ei fuseseră auziți. Ei fuseseră surprinși în loc ca ei să surprindă. Cu toții, fără excepție, până și detunatul. Și abia acum îi veni în minte să se întrebe de ce detunatul întârzia, de ce încă nu se înapoiase la pichet. Ar fi trebuit să fie înapoi de cel puțin o oră. Un gând negru îl înspăimântă pentru câteva clipe. Dacă în loc să-i surprindă el, detunatul fusese surprins și lichidat de cei doi infractori. Absurd, absurd, dar neliniștea agita spaime în el așa cum vântul flutură un fanion. Când reveni în birou unde îl lăsase pe colonelul Ionașcu, acesta la fereastră cu mâinile vârâte în buzunare privea bezna de afară. În așa măsură era absorbit de gânduri încât abia mai târziu, întorcând spatele ferestrei, întrebă: "Ceva nou, capitane?" Avea aceeași față tristă și obosită. "Tovarășe colonel, de cel puțin o oră caporalul detunat ar fi trebuit să se fi întors din serviciu." "Caporalul detunat, acela cu picioarele mari?" "Da, acela." Abia acum colonelul părea că revine de departe, de foarte departe. "Parcă ar fi dormit până acum cu ochii deschiși de-am picioarele," își spuse capitanul. "Și dumneata, cum îți explici întârzierea caporalului?" "Mi-e teamă să nu i se fi întâmplat o nenorocire." Colonelul se uită la el sceptic. "O nenorocire? Ce fel de nenorocire?" Întrebarea colonelului nu i se păru prea inteligentă. În definitiv, o singură nenorocire se poate întâmpla unui grănicer când este surprins de un spion. "Să fi fost lichidat, tovarășe colonel." "A, la asta te-ai gândit." Apoi, după o pauză: "Trimite pe cineva să-l caute." "Tovarășe colonel, dacă îmi permiteți, m-aș duce chiar eu." "Dacă socotești că e absolut necesar, nu am nimic împotrivă." "Absolut necesar? Doar naiba știa ce înțelegea colonelul prin absolut necesar." "Ciudat om colonelul, a fost suficient să pronunți aceste două cuvinte. Absolut necesar ca ele să-l descumpănească, ba încă în așa măsură încât acum nu mai știa dacă trebuia să se ducă personal după detunatul sau să trimită pe altcineva." "Tovarșe colonel, dacă aveți nevoie de mine..." Tatonă el terenul: "Trimit o patrulă." "Pentru moment nu am nevoie de dumneata, te poți duce, codrule." Capitanul simți așa de parcă brusc ar fi prins rădăcini. Vroia să plece, dar nu izbutea. În orice caz, numai înainte de a căpăta răspuns la o întrebare care abia acum îi venise în minte: "Tovarșe colonel, îmi permiteți?" "Ce vrei să mă întrebi?" "Mai adineauri, când mi-am exprimat temerea că s-ar putea ca detunatul să fi fost lichidat de spion, ați exclamat: 'La asta te-ai gândit.' Dumneavoastră vă gândeați că i s-a întâmplat altceva?" "Nu m-am gândit la nimic precis." Rosti cuvintele cu un asemenea ton încât capitanul fu convins de contrariu. "Mă crede un idiot, fără îndoială că mă crede un idiot," își spuse furios, grăbindu-se să iasă din birou. Plecă de la pichet însoțit de fruntașul Păsculete, care avea în grijă câinele de însoțire. Era neliniștit, bântuit de presimțiri sumbre. "Barem de sar lumina mai curând." Încerca să se convingă că de îndată ce se va lumina, totul va fi altfel, deși habar nu avea ce trebuia să înțeleagă prin acest altfel. În orice caz, noaptea exercita asupra lui un fel de vrajă, poate din cauza norilor gri, joși, încărcați cu un surplus de electricitate ce alimenta starea sa de nervozitate excesivă. Grăbi pasul ca să nu rămână prea mult în urma lui Păsculete, ce ținea strâns lesa de care trăgea câinele Chibrit, unul dintre cei mai buni câini de urmărire aflați pe frontieră. În mod obișnuit, un câine recunoaște o urmă până la o distanță de câțiva kilometri. Chibrit, în zilele lui de glorie, a recunoscut urme până la fantastica distanță de 18 kilometri. Nu se mai întâmplase ca vreun alt câine de urmărire să realizeze o asemenea performanță. De aceea, Păsculete, convins fiind că nu exista un câine mai inteligent decât Chibrit, îi atribuise gradul de feldmareșal după știința lui cel mai înalt grad, feldmareșalul Chibrit. Nu era o poreclă, ci un renume. Era cunoscut Chibrit la toate pichetele de la un capăt al celălalt al frontierei, feldmareșalul Chibrit.
Feldmareșalul Chibrit trăgea mereu de lesă, străbătând probabil același traseu pe care îl străbătuse și detunatul din clipa în care plecase de la pichet. Mergeau de un sfert de oră, mai exact de aproape un sfert de oră, alergau în urma câinelui, când la un moment dat ajunseră într-un loc de multe ori folosit ca fals post de pază. Odată ajunși aici, câinele început să dea semne de neliniște și să scâncească abia auzit. "Ce vrea Chibrit, păsculete?" întrebă capitanul Codru pe însoțitor. "Tovarășe capitan, feldmareșalul a descoperit o nouă urmă. Vrei să spui urma infractorului?" "Așa zice feldmareșalul, tovarășe capitan." Pronunță cuvântul zice cu un asemenea ton încât ai fi putut crede că într-adevăr Chibrit îi șoptise lui păsculete că descoperise o nouă urmă. "Ce facem acum cu feldmareșalul, tovarășe capitan?" "Cum ce facem?" "Păi pe ale cui urme să caute, pe ale tovarășului caporal detunatul sau pe ale infractorilor?" Capitanul Codru aprinse lanterna și cercetă cu atenție terenul. Recunoscu pe pământul moale urma bocancilor de Gulliver a lui detunatul, dar mai descoperi și alte urme diferite. Nici nu era de mirare de vreme ce locul acela servea ca fals post de pândă. Schelălăitului Chibrit, nerăbdarea lui, dovedeau însă cu prisosință că printre cele multe urme, unele erau fără îndoială ale infractorilor. Dar, de vreme ce aceștia tot izbutiseră să treacă, mai important era să afle ce se întâmplase cu detunatul. Totuși, răspunsul pe care îl dădu lui păsculete fu mai puțin categoric. "Dă-i lesă să vedem ce va face Chibrit." Chibrit doar atâta aștepta. Adulmecă în dreapta, adulmecă în stânga, pe urmă porni glonț trăgând vârtos de lesă. "Încetişor, feldmareșale, încetişor, băiatule, că nu-i frumos să-l faci pe tovarășul capitan să alerge." Dar Chibrit nu părea deloc dispus să țină seama de recomandarea însoțitorului său. Trăgea mereu de lesă, silindu-i să alerge după el. După câteva minute în care timp luminase drumul cu lanterna, capitanul ordonă lui păsculete să se oprească. "Ce s-a întâmplat, tovarășe capitan? Ce zici de urmele astea?" Pe pământul încă moale, plouase dimineața, se distingeau aproape perfect urme de pași, unele uriașe, altele obișnuite. "Urmele astea s-a lui detunatul, ce mai?" se bucură păsculete. "Nu se poate să fie ale lui," îl contrazise capitanul cu un fel de disperare de care totuși nu era conștient. "Nu observ nimic deosebit." Păsculete era neîntrecut în a citi urmele. Le cercetă cu atenție pe o distanță de circa 10 metri. Din felul cum se succedau, izbuti să-și facă repede o părere. "Ei?" insistă capitanul. "Eu zic așa, detunatul mergea înainte, după el la circa 1,5 metri venea celălalt cine o fi fost." "Mă, tu-l știi sur pe detunatul?" "Nu, tovarășe capitan." "Îl știi cumva lunatic?" "Da, de unde? Atunci cum poți afirma că infractorul l-a urmărit de aproape la o depărtare numai mare de 1,5 metri fără ca detunatul să prindă de veste?" "Mare drăcovenie, tovarășe capitan." "Nu e nicio drăcovenie, păsculete, fiindcă în ciuda aparențelor urma asta nu e a lui detunatul." "Atunci înseamnă că unul dintre infractori are picioare de uriaș ca și detunatul." "Da, asta înseamnă, dacă ziceți dumneavoastră." Capitanul Codru înțelese că păsculete nu prea era convins. Dar parcă el însuși era absolut convins. "Ce famă ne dumerește, păsculete!" "Da? Ce anume, tovarășe capitan?" "Purtarea lui Chibrit. Din proprie inițiativă, părăsind urma lui detunatul, a luat urma infractorilor." "Tovarășe capitan, eu nu mă mir că odată feldmareșalul e mai deștept chiar decât mine, zău așa." "Ce vrei să spui, păsculete?" "Dacă urma nu e a lui detunatul, atunci eu cred că Chibrit s-a gândit așa. Stăpânul ăsta al meu, adică eu, tovarășe capitan, mi-a ordonat să-l caut pe tovarășul caporal detunatul. Pe traseu am descoperit însă urma unor infractori. Acum ce să fac? Tovarășul caporal detunatul e grădnicer de al nostru, pe când astea sunt urme de infractori. Ia să-i înhați mai întâi pe ăștia doi și pe urmă descoper eu și pe tovarășul caporal detunatul." "Crezi tu că așa s-a gândit Chibrit?" "S-a gândit, de ce să nu se gândească? Feldmareșalul numai după înfățișare-i câine, dar la minte e om adevărat, tovarășe capitan." "Să mergem mai departe, păsculete." Păsculete dădu iarăși lesă câinelui. Mai merseră câteva minute, capitanul Codru constată că traseul urmat de Chibrit era de-a dreptul uluitor. Numai cine cunoștea perfect raionul de pază al pichetului putea să aleagă un asemenea itinerar care să-l apropie de fâșie, ocolind cu dibăcie posturile fixe și traseele patrulelor. "Și totuși nu se poate să fie detunatul," își spuse capitanul, încercând să se convingă, năpădit dintr-o dată de o spaimă care îi umezi fruntea și tâmplele. "Ați spus ceva, tovarășe capitan?" "Nu, nu, nimic." Când până la fâșie nu le mai rămăsese de străbătut decât maximum 10 metri, brusc una din urme dispăru.
Vizibile nu mai erau acum decât cele lăsate pe pământ de bocanci uriași. Iotete, domnule, se miră Păsculete. Urmele celelalte s-au evaporat. Păsculete nu avea habar de ipoteza colonelului Ionașcu. Dacă ar fi cunoscut-o, sigur că nu s-ar mai fi mirat. Ce bine ar fi fost dacă într-adevăr s-ar fi evaporat Păsculete. Ia să vedem ce va face acum feldmareșalul. Pe urmă către câine. Caută, măi băiete, caută! Fără niciun fel de ezitare, Chibrit porni după urmele uriașe ce duceau la fâșie. Odată ajuns acolo, se opri, știa că nu are voie să treacă dincolo și schelălăind, abia auzit, se uită întrebător la Păsculete. Cu minte, băiete, cu minte! Ne-a scăpat, ce mai? Nu te mai amărâ, că ne-i trimit înapoi vecinii. Apoi către capitan. Și acum ce facem? Trebuie să-l găsim pe detunatul. Ai auzit, feldmareșale? Caută-l pe tovarășul caporal detunatul. Chibrit parcă atâta așteptase, se repezi spre fâșie. Păsculete trebuie să tragă vârtos de lesă ca să-l aducă înapoi. Lasă-i dracului de infractor, feldmareșale, acu să mă duci la caporalul detunatul, ai înțeles? Chibrit se smuci din nou spre fâșie, dar văzând că și de data asta este oprit, se culcă la picioarele lui Păsculete și rămase liniștit. Mintea lui Păsculete încolți brusc bănuiala. Tovarșe capitan, ori s-a prostit dintr-o dată Chibrit, ori... Dar nu mai îndrăzni să continue. Poate că s-a prostit. Și acum ce facem, tovarășe capitan? Ne întoarcem la pichet. Capitanul Codru intră în birou tocmai când colonelul Ionașcu își încheia convorbirea telefonică. Între timp, afară se luminase. O lumină de apă tulbure, ca Dunărea de tulbure când vin apele mari și când geamandurile se vaită bezmetic. Înăuntru, în birou, lumina era neuniformă, formând degradeuri, mai ales pe fața colonelului. Nu l-ai găsit? Întrebă colonelul. Avea ochii roșii de nesomn și oboseală. Poate că din cauza oboselii privirea ochilor săi devenise inexpresivă. Nu l-am găsit, tovarășe colonel. A dispărut. Pur și simplu a dispărut. Și îl privi compătimitor, vag compătimitor. Tovarășe colonel, dar acesta nu-l lăsă să continue. Ei, tot mai crezi că a fost lichidat de infractori? Cum de-a spănuit adevărul, tovarășe colonel? Am presupus, căpitane, n-a fost decât o deducție logică. Și m-ați lăsat să plec fără să mă puneți în gardă. Tonul suna amustrare, doar amustrare, deși în sinea sa era furios. Era atât de furios încât aproape că îl ura pe colonel. Deși bănuise ce se întâmplase, îl lăsase să plece în căutarea lui detunatul. Atunci când ai plecat, n-am avut decât o vagă bănuială. După aceea, însă, stând de vorbă cu sergentul de serviciu, am aflat că detunatul al dumitale poartă bocanci de comandă, deoarece încălțăminte pe măsura lui nu există în dotarea niciunei unități. Nu există, de aceea cizmarul de la regiment i-a lucrat în copereche de rezervă, care se găsește acum în magazia pichetului. Când am aflat de lucru acesta de la sergentul de zi, din o întâmplare același care are în primire și magazia cu efecte, i-am cerut să-mi aducă un bocanc. Și în timp ce dumneata căutai cadavru caporalului, eu m-am deplasat cu mașina până la fâșie să fac o mică verificare. Ei bine, căpitane, află că bocancul lui detunatul s-a suprapus perfect urmelor de pe fâșie. S-a suprapus perfect, repetă căpitanul cu un fel de disperare, deși presimțise adevărul încă mai înainte de a-l afla de la colonel. Dacă nu crezi, verifică încă o dată și dumneata. N-am nicio îndoială, tovarășe colonel, mi se pare însă că trăiesc un coșmar. Dumneavoastră nu-l cunoașteți pe detunatul. Dumneata chiar îl cunoști? Întrebă colonelul sceptic. Am crezut că-l cunosc, tovarășe colonel. Te-ai înșelat amarnic, de vreme ce acum când știi ce figură ți-a făcut, ți se pare că trăiești un coșmar. Oricare altul în locul meu s-ar fi înșelat la fel. Permiteți-mi să vă spun, da, chiar și dumneavoastră, tovarășe colonel. Poate că da, nu te contrazic. Apoi, cu alt ton, vorbește-mi despre acest detunatul. E un tip deștept, peste media obișnuită? Nu aș putea spune că-i prost, totuși nu excelează printr-o inteligență deosebită. Din punct de vedere al deprinderilor grănicerești, detunatul este ceea ce se înțelege prin grăniceri de frunte. Foarte conștiincios, dominat de ambiția de a fi primul în toate, adăugați la acestea extraordinara lui șansă de a descoperi infractori. Aș putea spune că ceea ce n-a izbutit să realizeze datorită inteligenței a reușit printr-o voință vrednică de invidiat. Și altceva, căpitane? Altceva? Capitanul constată cu surprindere că nu era în stare să mai adauge nimic. Dacă, de pildă, colonelul i-ar fi cerut să-l caracterizeze mai înainte de a ști ce se întâmplase cu detunatul, ar fi fost în măsură să-i prezinte un portret complet și nuanțat. Acum însă se simțea incapabil. Impresiile sale parcă se refereau nu la adevăratul detunatul, ci la cineva care, de fapt, nici nu exista în realitate. Nu știu.
Sunt uluit. Nu înțeleg cum de-a izbutit să-și camufleze adevărata fire cu atâta măiestrie. Când ți-a fost trimis la pichet? Odată cu ceilalți, acum un an. Cum îți explici că n-a trecut până acum? În definitiv, putea să o facă de zeci de ori. Putea, desigur. Atunci de ce n-a făcut-o? Nu știu, nu înțeleg. De ce pierzi din vedere că n-a trecut singur? Presupunerea colonelului lui. Tovarășe colonel, credeți că detunatul este și el spion? Detunatul? Dacă l-ați fi cunoscut, un om simplu. Află, capitane, că serviciile de informație au nevoie nu numai de ași, ci și de agenți mărunți în genul lui detunatul. De multe ori un agent dintre aceștia mărunți aduce foloase de neprețuit acelora care îl plătesc. De pildă, detunatul al dumitale. Ce, isprava lui e puțin lucru? A facilitat doar trecerea peste granița unui spion extrem de periculos. Tovarășe colonel, nu mai continuă. Ce rost avea să-i spună că se simte de parcă ar trăi un vis urât? Eu mai spusese. Detunatul ăsta e ostașul care a primit câteva permisii drept recompensă pentru infractorii reținuți? Da, tovarășe colonel. De data asta n-a mai fost greu să înțeleagă rostul întrebării colonelului. Întrebă la rândul său aproape înspăimântat. Credeți că în timpul permisiilor detunatul a divulgat secrete? Întrebări de natură aceasta ți închipui, care vreo importanță, ce cred eu sau dumneata? Faptele au importanță, da. Din păcate, ele ne sunt cu desăvârșire necunoscute. Mă refer, bineînțeles, la cele foarte importante. Altele, în schimb, sunt susceptibile de interpretări mai mult sau mai puțin juste. De pildă, de unde știm noi că zelul lui detunatul de a aresta infractori a fost determinat de o altă conștiință grănicerească și nu de motive mai puțin patriotice? Dacă a devenit mâncător de infractor doar ca să obțină permisii suplimentare și odată ajuns acasă să informeze pe cineva cum merg treburile aici la pichetele de pe frontieră. N-ar fi posibil, capitane. Nu m-am gândit la așa ceva. Acum însă ipoteza dumneavoastră nu mi se pare imposibilă. Colonelul schiță un zâmbet obosit, dar nu în așa măsură de obosit încât el, capitanul Codru, să nu se sesizeze că puțin, măcar puțin, zâmbetul era ironic. Totuși, nu prea ești convins că lucrurile s-au petrecut așa cum am presupus eu. Ai poate îndoieli că a trecut dincolo? Asta nu. Ducând în cârcă pe celălalt? Nici asta, tovarășe colonel. În cazul acesta ar fi trebuit să-ți fi pus până acum cel puțin două întrebări. Prima. De ce spionul a ales această frontieră ca să treacă și nu o alta? A doua. De ce a ales raionul dumitale de pază și nu un altul, cel din dreapta sau cel din stânga? Recunoaște că nu ți-ai pus asemenea întrebări. Nu mi-am pus. Recunosc cu deschis capitanul Codru. Ei bine, pentru ambele întrebări nu există decât un singur răspuns. Fiindcă aici, tocmai aici, la pichetul acesta comandat de dumneata, exista omul care îl putea trece dincolo, respectiv detunatul. Rațional, capitanul era întru totul de acord cu ipoteza colonelului. Cu toate acestea, nu izbutea să alunge vechea imagine a lui detunatul, aceea pe care el și-o făcuse în anul de când îl avea în subordine și să adopte pe aceea impusă de argumentația stringent logică a superiorului său. Ei, ce părere ai? Se pare că o altă explicație nu există. Recunosc cu el mai mult formal. Totuși, capitanul tresări și emoția grăbi bătăile inimii. Nu cumva colonelul ajunsese la concluzia că, totuși, detunatul nu era vinovat în măsura în care apărea la o primă și superficială analiză. Totuși, mă întreb, de ce detunatul s-a decis să treacă și el? Fiind în uniformă, riscul de a fi prins este mai mare decât al complicelui său îmbrăcat în haine civile. Foarte ciudat, nu? Pe urmă, imediat, parcă iluminat. De fapt, o explicație, o anumită explicație, nu este exclusă. Aceea că dincolo la vecini și nu departe de frontieră, îi aștepta un complice dispus să-i ascundă și să le faciliteze plecarea mai departe. În clipa aceea, cineva bătu în ușă, era sergentul de serviciu. Tovarășe capitan, raportez! Soldatul Cătălin raportează că a descoperit alte urme pe fâșie. Alte urme, repetă capitanul de-a dreptul uluit. Bine, bine, du-te acum. La dumneata în raion, capitane, infractorii se plimbă ca vodă prin lobodă.